din Vișoara, eu îi spun Heidenfeld și am să da, vă da, explic. Este un termen care nu este al nostru, până la urmă. Ba, este al nostru. Dacă Bistrița este al nostru, atunci și Heidenfeld este al nostru. Pentru că Heidenfeld vine de la Heidendorf, denumirea germană a Vișoarei, care înseamnă, orașul păgânilor. Povestea este, și nu este o legendă, pentru că este adevăr istoric, prin secolul 10 și 11, regatul ungar, creștinat pe vremea aceea, a dus lupte cu pecenegii. Un grup mai mare de prizonieri pecenegi, care erau popoare migratoare, deci migrau cu cățel, cu purcel, cu căruță, cu neveste, au fost stabiliți în Vișoara. Maghiarii, ungurii, le spuneau Beseneu, de la pecenegi. Când au venit coloniștii germani în secolul 13 și ei erau creștinați, au găsit un sat de păgâni, de pecenegi. Și au spus satul păgânilor. Și de aici această... Câmpul păgânilor, așa cum se traduce Heidenfeld, este o denumire care mie îmi place foarte mult, care sună bine. Iar pentru un municipiu, reședință de județ, într-un stat european, obor și târg de animale este caduc. Noi nu avem nevoie. 95% din bistrițeni nu cumpără nici bine, vacii, acum oamenii sunt nici... obișnuiți cu acest termen. Va trebui acum să-i obișnim cu noul termen, până la urmă. Eu am trăit aproximativ 40 de ani într-un regim în care m-am obișnuit cu anumiți termeni. Și în 1990 am abandonat repede acei termeni. Așa că oborul din Vișoara, să știți că nu are 40 de ani. Denumirea de obor Vișoara este mult mai recentă. Așa că cum ne-am obișnuit cu această denumire în 25 de ani, putem să o abandonăm. Iar Heidendorf a avut 900 de ani. A purtat numele ăsta. E foarte interesant pentru oameni să vedem ce părere au și ei. Avem un telefon în direct. Spunem bună seara. Bună seara. Bună seara. Rog regia să ne dea puțin sonor mai tare să ne auzim. Cu cine stăm de vorbă? Cu doamna de la Bistrița. Bună seara. Aș vrea să întreb pe domnul primar. De ce o mutat zilele Bistriței la Vișoara? Să-mi răspundă dumnealui. Zilele Bistriței se organizează anul acesta, cum vorbeam mai devreme, atât la Bistrița, pe pietonalul Liviu Rebranu, concertele, cât și la Vișoara, fiind vorba de târg. Ceea ce vorbeam acum, dacă ne urmăriți, îi dau voie domnului primar să vă răspundă da, la întrebare. Domnul primar? În anul trecut am avut multe sesizări din partea cetățenilor din municipiu, mai ales cei care locuiesc în zona Liviu Rebranu și strada Dornei, cetățeni care au fost deranjați de acțiunea organizată, de mulțimea de lume, de tarabe, de fum, de mirosuri și firesc au cerut să se găsească o altă soluție. Apoi, partea de pietonal care a fost renovată recent cu piatră naturală în mare majoritate se pătează și nu mai poate fi scoasă, nu mai pot fi scoase unele pete, decât cu costuri foarte mari. Anul trecut am cheltuit chiar mulți bani pentru a curăța pietonalul, piatra naturală, de grăsimile lăsate acolo. În Heidenfeld, în Vișoara, avem un spațiu foarte mare. Așa cum au francezii aproape în fiecare oraș mai mare câmpul Marte, vom avea și noi această zonă în care vom putea să organizăm acțiuni culturale, educative, sportive și de altă natură, distractive în general, fără să deranjăm oameni. În zona centrală a municipiului, la ora 11, trebuia să închidem, așa cer normele de conduită și de civilizație modernă. Ori oamenii ar fi dorit să petreacă de acele zile până la 2, la 3 dimineața. Este normal. E în tradiția românilor să petreacă noaptea, mai ales în zilele călduroase de iulie, noaptea este mai răcoroasă și mai plăcut. Mai ales tineretul a cerut acest lucru. Și atunci locația respectivă se potrivește mănușa. Acolo putem să ținem petrecerea toată noaptea. Acolo se pot desfășura în mai bune condiții decât în zona centrală. Acolo terenul care este iarbă absorbe mai bine uleiurile și nu rămân urme în urma lor. Deci sunt multe argumente pentru a desfășura aceste manifestări de zilele Bistriței în
Heidenfeld, Vișoara. Da, am înțeles. Începând cu anul viitor, vom desfășura acolo și spectacolele. Avem deja o scenă mare, la standardele actuale, iar pe scena respectivă se vor putea organiza de-a lungul anilor multe manifestări culturale și de... Am înțeles, domn primar, am înțeles. Dar vă întreb încă un lucru. Cine credeți că merge în Vișoara? Cine dorește. Numai cine dorește. Dumneavoastră o să mergeți, doamna? Nu toată lumea are mașină să margă și mai ales măr că acolo tâlhari și bagabonți, curvile și curvoi, acolo măr la Vișoară, că acolo e loc larg să se prostituie. Haideți să încercăm să vorbim frumos, pentru că suntem într-o emisiune, frumos, vă rog. E foarte frumos că ați mutat orașul Vișoară. Acolo la Țigănime, acolo e Țigănime. La revedere, noapte bună. La revedere. Rog și regia să taie linia în momentul în care este nevoie. Bun. Aș vrea să precizez pentru că telespectatoarea, în afară de o atitudine care mi se pare deplasată, adică 15.000 de oameni care au participat în municipiul Bistra și care estimez că vor participa și dincolo, poate că numai 10.000, nu pot fi catalogați așa cum dumneaei a făcut. Dar cei care doresc să meargă la Vișoara vor avea la dispoziție o linie Green Line, așa se numește, o linie de autobuze, care vor pleca din autogară și se vor opri la biserica din Vișoara, linie, bineînțeles, gratuită. Între ora 10, plecarea primului autobuz din Bistrița, și ora 8, plecarea ultimului autobuz din Vișoara. La solicitarea mai multor cetățeni, suntem în tratative cu firmele de transport în comun să continue ei, de data asta pe bani, transportul persoanelor din Vișoara înspre Bistrița. Adică probabil că vor fi oameni care vor să rămână mai târziu. După programul menționat. Da, nu au cu ce să vină. Le asigurăm, da, de data asta pe bani. Adică până la ora 8, mi se pare firesc să asigurăm gratuit. De la ora 9 încep spectacolele pe pietonal. Și trebuie să asigurăm acolo prezența. Deci, cine vrea să rămână în continuare, poate să rămână. Așa că, doamnă, dacă nu vă jenați de compania care va fi acolo, veți avea la dispoziție o linie verde, adică autobuse gratuite, din sfert în sfert de oră, care vă vor duce până în Vișoara și vă vor aduce înapoi. Mai avem un telefon în direct care să sperăm că va fi mult mai civilizat. Spune bună seara! Alo, bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Maria. Doamna Maria. În primul rând vreau să felicit inițiativa primăriei de a ține aceste zile la Vișoara. Domnul primar a argumentat perfect de ce s-a ajuns la această soluție. Într-adevăr, în oraș, pe străzile noastre înguste, se producea o grămadeală. Știm și anul trecut ce s-a întâmplat, adică în anii trecuți. La Vișoara este loc suficient și poate că în viitor se va muta toată manifestarea, deci și concerte și tot, dacă se va rezolva o scenă și cu tot ce trebuie, este foarte bine. Credeți că așa este bine să se mute toată sărbătoarea acolo? Poftim? Credeți că este bine ca treptat toată sărbătoarea asta să se mute acolo? Da, este bine. Tot cu scenă mă refer, că anul acesta avem așa o scenă la Bistrița. Da, este un prim pas și dacă se va face totul acolo, va fi perfect. Nu este departe. Este loc suficient și pe doamna care a vorbit urât înainte, aș întreba-o dacă ar locui într-un oraș mare și într-un loc din oraș s-ar ține zilele Bistri, adică zilele orașului respectiv, iar dânsa ar locui în capătul celălalt și ar trebui să meargă o jumătate de oră până la locul respectiv, ce ar face? Nu toată lumea trebuie să... Noi nu putem să dăm un răspuns în locul dânsei, dar sper că cu siguranță deci acasă se va gândi la aceasta. Să luăm partea bună a lucrurilor și vă spun sincer, eu m-am bucurat pentru că, într-adevăr, cred că se va face un lucru bun. Nu o să fie îngrămădeală, nu o să fie țigăneală nici într-un caz, pentru că merg oamenii din Bistrița, cetățenii. Doamna Maria, vreau să vă întreb ceva. Veți merge la zilele Bistriței, atât la concerte, cât și la, la zilele Bistriței? Pentru că mă interesează să văd obiectele de vânzare, de artizanat și așa mai departe, care cred că tot